Proiectul EUFOREX, Europeans for Example, a luat naștere la sfârșitul anului 2011, având două obiective: încurajarea în Europa a aderării la voluntariat și îmbunătățirea gradului de profesionalizare în domeniu. Două scopuri strâns legate, deoarece formarea și recunoașterea competențelor reprezintă pârghii importante în stimularea participării cetățenilor. Există 6 parteneri implicați care provin din 5 țări din Europa. Există o instituție locală, un institut pentru formarea adulților, asociații care se ocupă de cadre didactice sau de copii în timpul liber și o rețea care are rolul de a difuza rezultatele proiectelor în Europa. Este vorba de subiecți diferiți, dar toți dispun de experiență în confruntarea cu probleme civile și sociale specifice în teritoriile lor, ce recurg de asemenea la colaborarea cu voluntarii. EUFOREX a pornit de la conștientizarea faptului că în Europa, capitalul cel mai prețios este reprezentat de cetățeni, protagoniști prin intermediul voluntariatului la numeroase activități în beneficiul tuturor. Proiectul a stabilit astfel un model de formare a competențelor transversale de voluntariat, recunoscut printr-un certificat, VoluPass. Acesta este parcursul întreprins pentru dezvoltarea capitalului social european, studiind și punând în practică un curs de aprofundare dedicat voluntarilor, tineri și adulți, și capabil să transmită competențe pornind, înainte de toate, de la nevoile și experiența lor practică. Europeans, for example, pornește de la experiența primăriei Reggio Emilia, cu experiență îndelungată în programele de educație permanentă și cetățenie activă, prin proiectul I Reggiani per esempio. Începând din 2008, localitatea a început să adune și să publice povestiri de voluntariat, cetățenie activă și responsabilitate socială de pe teritoriul provinciei Reggio Emilia. Ulterior, s-a încercat stimularea producerii de idei și proiecte, finanțând prin licitație publică antreprenoriatul social al locuitorilor Reggio Emilia spre avantajul bunului comun și al interesului general. În final, s-a lansat o pârghie civică, un apel la cetățeni pentru a deveni noi voluntari și care s-a bucurat de aderarea a sute de persoane. Obiectivul proiectului I Reggiani, per esempio, este, în concluzie, să creeze un cerc virtuos în favoarea binelui comun, capabil să recunoască valoarea publică a efortului individual, pentru a favoriza aderarea a noi cetățeni la lumea voluntariatului. Totul în perspectiva unei partajări continue de bune practici și rezultate obținute cu sfera asociațiilor și sectorul terțiar. Ca urmare a acestei experiențe pozitive, s-a născut ideea de împărtășire a acestei bune practici cu alte realități europene active în domeniul voluntariatului. Au fost implicate astfel alte 4 țări, iar Reggio Emilia a devenit project leader al proiectului EUFOREX, Europeans for Example. Europeans for Example tende a valorizzare un'attività che da lungo tempo svolge l'amministrazione comunale di Reggio Emilia, finalizzata a dare corpo, visibilità e valore alla costruzione di capitale sociale. La proiectul EUFOREX au participat diferiți parteneri, care au știut să lucreze în paralel, fiecare având un rol specific în cadrul proiectării, dar fiind toți la fel de implicați în diverse etape de realizare. CCD Dolj, România, Centrul Regional pentru Dezvoltarea Profesională a Cadrelor Didactice, a investit propriul know-how pentru realizarea unei analize privind necesitățile din teritoriile partenere și pentru identificarea domeniilor de intervenție pentru activitățile de formare. Konya Mem, Turcia, a coordonat împreună cu Primăria Reggio Emilia acțiunile de sensibilizare și implicare a participanților la nivel local, propunând o metodologie comună, din perspectiva propriei experiențe ca direcție de instruire publică a provinciei. CTL Vallecas, Spania, asociație ce include peste 450 de formatori adulți și educatori voluntari, a fost identificată ca fiind cel mai bun candidat pentru coordonarea dezvoltării ciclurilor de formare,
În colaborare cu celălalt partener italian, Centrul de Formare IFOA, care numără 40 de ani de experiență în domeniul formării tinerilor și adulților. Rețeaua Enter, cu sediul la Graz în Austria, a intervenit în principal pentru difuzarea și valorificarea rezultatelor proiectului și pentru conceperea și gestionarea strategiilor și a instrumentelor de comunicare. General, în România există o disponibilitate către voluntariat, mai puțin o structurare sau o politică în această privință. Sper că acest proiect să contribuie semnificativ la acoperirea acestui domeniu de interes. Acest proiect are o contribuție importantă în ceea ce privește deschiderea casei corpului didactic către nevoile beneficiarilor noștri. În general, lucrăm cu profesori și cu elevi în egală măsură. Această categorie sau aceste categorii sunt interesate și se implică frecvent în activități de voluntariat. În 2012, prima fază a proiectului european a fost dedicată valorificării sferei de voluntariat. Pentru a atinge acest obiectiv, toți partenerii au lansat în propriile teritorii o colecție de povestiri de voluntariat, cetățenie activă și responsabilitate socială, exact la fel cum s-a procedat în Reggio Emilia, cu câțiva ani înainte. În acest fel, a fost posibilă identificarea experiențelor concrete de capital social în unele teritorii europene și publicarea acestora în rețea, pentru a le oferi tuturor exemple, pentru a le propaga și reproduce. S-a lucrat în paralel la consolidarea alianțelor din jurul proiectului. Era important pentru succesul final al proiectului EUFOREX să implice cel mai mare număr posibil de interlocutori, prin aderarea a altor asociații, a altor instituții publice și organizații. Modelul urmează liniile unei proprietăți distribuite, deoarece voluntariatul este al tuturor. Solidaritatea nu are limite. Participarea activă ajută la bunăstarea comunității. Come ogni progetto europeo, anche EUFOREX è basato su un ruolo di coordinamento generale che appunto spetta al Comune di Reggio Emilia e poi ha responsabilità precise rispetto a precise fasi e azioni di lavoro che sono appunto previste nel programma generale e quindi come comune leader di progetto abbiamo anche il compito di dare degli input rispetto a queste singole fasi e azioni di lavoro, di tenerle monitorate e di farne la supervisione. Quindi è un ruolo particolarmente impegnativo, ma è anche quello necessario dal momento che appunto il Comune di Reggio è il comune che in questo caso ha l'obiettivo di trasferire una buona pratica in contesti territoriali europei diverso dal nostro. Şu aşamaya kadar Konya olarak biz belirtilen tarihler içerisinde zamana uygun olarak Konya'daki yerel paydaşlarımızı ziyaret ettik. Bu paydaşlar içerisinde en büyük ortaklarımız olan Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay Belediyesi ile Meram ve Karatay Halk Eğitim Merkezleri ile bunun yanında okullarımızla da bir farkındalık oluşturma faaliyetleri yaptık. Bu kapsamda Konya'da iş paketi 5 ile alakalı olarak ön görüşmeler yapılmıştır, onlardan dönütler alınmıştır ve nihai aşamada İş paketinin 5. ya da çıktısı kabul edebileceğimiz bir kendi kurumlarına gönüllü eleman çalıştırma işi konusunda da oldukça bu konuda bizimle uyumlu bir şekilde çalışmaktadırlar. Ben bundan dolayı da yerel paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Voluntarii pun la dispoziția tuturor propriile capacități și competențe. Acest lucru se întâmplă zi de zi, chiar dacă nu se știe. Înțelegerea tipurilor de competențe aflate în acțiune atunci când se practică activități de voluntariat, dar mai ales identificarea necesităților de formare, a reprezentat a doua etapă a proiectului european. Tot în 2012, pentru identificarea competențelor deținute și a celor dorite, s-au organizat interviuri și discuții de grup cu voluntarii și organizațiile lor. Aceste modalități de ascultare au permis sublinierea necesităților de formare, de propus în faza ulterioară a proiectului. De asemenea, ne-am implicat ca instituție coordonatoare în realizarea unei analize de nevoi privind voluntariatul la nivelul comunității românești.
Și, de asemenea, ultima activitate extrem de importantă, laborioasă, complexă, dar încheiată cu bine. Am realizat un raport comparativ la nivel european în ceea ce privește analiza nevoilor privind voluntariatul ca inițiativă și activitate, implicare, cetățenie activă la nivelul comunității românești locale și regionale. El tema del voluntariado este año está un poquito más débil, por eso estamos intentando hacer una campaña para acoger voluntarios, tanto voluntarios nuevos como voluntarios que hayan estado en la entidad en años anteriores. Y bueno, pues aunque ahora de momento no tenemos muchos, sí que es verdad que ha sido una asociación que se ha caracterizado por un gran nivel de voluntariado. Entonces por eso queremos retomar un poco el tema de que haya más participación por parte de gente voluntaria. Din comunicarea cu teritoriile s-a constatat că voluntariatul nu este o formă omogenă de participare la binele comun, ci mai degrabă o lume bogată și multiformă, formală și informală, specializată și nespecializată, o varietate de ale cărei păreri trebuie să ținem cont, un complex cu care trebuie să ne raportăm. Europa cu instituțiile sale pe de-o parte, valorificarea și dezvoltarea abilităților relaționale pe de altă parte. Acestea sunt cele două teme care au determinat schema de formare ce a implicat 600 de voluntari europeni în perioada ianuarie-aprilie 2013. Sunt etape menite să transmită acele competențe transversale care le permit voluntarilor să dobândească o experiență satisfăcătoare și eficace, deoarece se simt competenți și apți să o pună în practică. Dünya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak EU Forex projesi kapsamında Konya'da 4 adet eğitim semineri gerçekleştirdik. Bu kapsamda en çok bizim eğitimlerimize katılan lise ve üniversite öğrencileri katılmıştır. Bunların dışında farklı okullarda görev yapan öğretmenler ve bir sosyal derneklerde çalışan gönüllü bay ve bayanlar katılmışlardır. Dolayısıyla biz özetlemeye çalışırsak 4 grup bizim eğitim seminerlerimize katılmıştır. Lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, öğretmenler ve sivil vatandaşlar bizim projelerimize katılmıştır. Bunların sayısı en fazla lise ve üniversite öğrencileri 80 adet. Geriye kalan 116'dan 80'e çıktığımız zaman geriye kalanlar ise öğretmenler ve sivil vatandaşlardır. El objetivo de nuestro trabajo es proponer al resto de los socios una propuesta formativa para trabajar con los voluntarios, no solo en España, sino todos voluntarios en Austria, Rumanía, Italia y España, evidentemente, y Turquía. La propuesta formativa tiene seis puntos. Será una propuesta que los voluntarios que sean acogidos por los proyectos deberán ser formados en habilidades sociales, en conocimiento del entorno del voluntariado, en trabajo en equipo, en metodología adaptada a los proyectos de voluntariado. Un elemento importante que es el fomento del conocimiento europeo, porque somos un proyecto europeo, y la última parte es conocimiento del entorno y actividades de voluntariado. Esos seis puntos van a ser la clave que estamos trabajando para formar a los voluntarios en este proyecto EUFOREX. Recunoașterea competențelor dobândite și certificarea angajamentului în favoarea comunității sunt puncte decisive pentru recompensarea cetățenilor și dezvoltarea implicărilor active. Astfel a luat naștere Volupass, o idee de certificat de competențe pentru calificarea și propagarea la nivel european a universului de voluntariat. S-a acordat un atestat formal de participare celor 600 de cetățeni voluntari instruiți cu ajutorul proiectului EUFOREX, după modelul altor experiențe deja utilizate la nivelul Uniunii Europene. I volontari sono stati formati per poter collaborare con le organizzazioni del nostro territorio su attività di vario genere, che vanno dall'ambito sociale a quello culturale,
alla possibilità di collaborare anche con le autorità pubbliche e di lavorare ad esempio in ambito ambientale piuttosto che in ambito educativo, in ambito di assistenza agli anziani. In generale un po' tutti gli ambiti in cui intervengono le associazioni del territorio. In questo senso proprio le competenze relazionali e proprio le competenze sociali ed interculturali sono probabilmente state le più utili nella preparazione dei partecipanti. Formarea a permis valorificarea competențelor cheie pentru exercitarea activităților de voluntariat. Promovarea acesteia, prin intermediul unei recunoașteri formale, a însemnat creșterea motivației de a deveni voluntar, dar și fidelizarea voluntarilor deja activi. Volupas este un experiment care dă valoare contribuției voluntarilor, dar care recunoaște de asemenea, în mod formal, faptul că voluntariatul nu este doar un mod de a face, ci mai ales un mod de a fi. Durante questi due anni è stato possibile quindi confrontare sia il fabbisogno dei vari territori nell'ambito del volontariato e sia mettere a esperienza quelle che erano le azioni di governance di un'amministrazione pubblica col terzo settore. Proiectul european ha permis obținerea unor rezultate importante. Desde la Coordinadora Infantil y Juvenil de Vallecas evaluamos muy interesante lo que ha sido el proyecto IFORES, porque por un lado nos ha ofrecido trabajar conjuntamente con otros socios un modelo sistemático de promover el voluntariado, desde diseñar la campaña, hacer la campaña de invitar a los voluntarios a participar, hacerles una acogida por teléfono, por email y personalmente, luego formarles, derivarles a asociaciones con un seguimiento continuo de los voluntarios. Esta parte es la que nos ha parecido más interesante. La nivelul fiecărui teritoriu s-a experimentat concret posibilitatea de valorificare a voluntariatului în mod vizibil pentru mass media, autoritățile locale, părțile interesate și cetățeni. S-a putut iniția o discuție publică care a ajutat la stabilirea premiselor pentru inițiative noi și eventuale alianțe viitoare. Euforex projesi bizim için de farklı bir deneyim oldu. Çünkü biz uzun zamandır projeler yapıyoruz ancak bu ilk defa ben ve arkadaşlarımın takım olarak çalıştığımız bir gönüllülük projesi. Her ne kadar asırlardır biz gönüllülük projeleri gönüllülük üzerine tecrübe sahibi isek de diğer ülkelerin, diğer kültürlerin bu konudaki bilgilerini veya uygulamalarını da paylaşmak bizim için ilginç bir deneyim oldu diyebilirim. În țările partenere, proiectul a implicat direct 600 de tineri și adulți, instituții publice, organizații non-profit, operatori din domeniul formării adulților și părți sociale, în cadrul a 100 de întâlniri și mese rotunde. Der Mehrwert eines europäischen Projektes bzw. einer Partnerschaft in einem europäischen Projektes liegt darin, dass man gemeinsam mehr erreichen kann als alleine und man kann auch verschiedene Ansätze, die bereits auf nationaler Ebene sehr gut entwickelt worden sind, wie zum Beispiel das Projekt Reggiani per esempio auf nationaler italienischer Ebene, gut transferieren in andere europäische Länder, indem man einfach auf die bereits gemachten Erfahrungen der italienischen Partner zurückgreift. În cadrul acestui proiect au fost formați 600 de voluntari, din care 114 în România. Dumneavoastră aveți în față numai o parte din cei 114 care vor primi în acest moment festiv pașaportul Volupas împreună cu un card prin care se recunoaște competențele, se recunosc competențele puse în slujba voluntarilor. Chiar și tu, de exemplu, este leitmotivul proiectului și dacă vă întrebați cine poate fi voluntar, este foarte simplu. Oricine. Oricine poate să devină voluntar și să contribuie la sprijinirea societății civile. Important este doar să vă doriți acest lucru. Participarea la proiectul european le-a oferit posibilitatea voluntarilor și asociațiilor lor să se confrunte cu experiențe de succes, cu abordări diferite și cu alte metode de înțelegere a voluntariatului. Un raport capabil să îmbogățească propriile materiale de lucru, metodologii și rezultate obținute. În concluzie, un nou impuls pentru propria acțiune organizatorică.
far partecipare i cittadini, il renderli coscienti del fatto che, che conseguire il bene comune, l'interesse generale, non è compito soltanto delle istituzioni, ma ci riguarda direttamente e anche individualmente, è ritenuta a Reggio Emilia una funzione strategica. Riportare questa posizione della nostra città anche in un contesto più vasto, che quello europeo, di confronto con altre realtà territoriali, ci è sembrato estremamente interessante. Infine, EUFOREX ha alimentat acțiunea publică de promovare și susținere a cetățeniei active și a responsabilității sociale, consolidând prin contribuția proprie practica democrației și aportul cetățenilor la fericirea publică și bunăstarea comunității. Acesta a fost EUFOREX, Europeans for Example.